ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu, ce vremuri trăim. Așa ceva, deci vă spun, dar eu știu cum să prezinți breaking news-ul ăsta. Auziți dumneavoastră, Gazeta Vâlceană. Beat a fugit din autoizolare și a făcut accident la Răureni. Ce să faci, domnule? Uite, vă spun ce trebuie făcut în astfel de condiții. Alea, oamenii să înțeleagă pe o stare de urgență, ce, da, omul ăla intra în pușcărie instantaneu. Absolut, absolut. În momentul eu zic care... că ar trebui să intre și fără stare de urgență. Vreau să spun un lucru. Nu. În momentul în care el pleacă din carantină, îi dai 10.000 sau 400 de euro. Omul ăsta vine cu avocatul și zice, mi s-au restrâns drepturile cetățenești fără bază legală, au încălcat Constituția și s-ar putea să și câștige. Exact în sensul ăsta vine solicitarea doamnei Weber de a solicitare. Adică asta dacă, să faci dacă restrângi, dacă restrângi, că acolo e chiar constituțional ce spune. Că deja au început măsuri care restrâng drepturi. Dacă tot restrângi drepturi, fără că e o situație de urgență, declară situația de urgență, sigur, ca să poți să restrângi drepturi, că și să ții oamenii în casă. E o restrângere de drepturi, că nu e arest la domiciliu. Eu vă mărturisesc. Că toată lumea întreba de ce s-a intervenit Renate Weber. Păi de-aia a intervenit, ca să fie lucrurile legale și constituționale. Bun,